Salutare oameni buni și bine v-am regăsit la un nou episod în care jucăm un joculeț numit Ride OP. Sincer să fiu, nu știu exact ce e în cap oamenilor, frate, care se duc la bâlciuri și la festivale și se urcă pe acele schele metalice care s-ar putea rupe cu ei în orice moment. Poate eu sunt nebun, poate nu le văd farmecul, dar asta facem astăzi, oameni buni. Vom juca un joc în care este vorba de niște... cum se cheamă, mă? Atracții? Contracții? Nu, aia e altceva. Un joc în care e vorba de tot felul de umbreluțe și de mașinuțe tamponate, probabil. Să sperăm că au de alea. Alea chiar îmi plăceau. Select a ride. Fly? Nu, start flyer. Nu flyer start. Am citit exact invers. Am râie, poate. Îmi dați like-uri, poate. Comentarii, vă rog, foarte mult. Bun, hai să apăsăm pe ăsta și să vedem despre ce este vorba. Start flyer, sandbox mode, challenge mode, customize. Hai să jucăm challenge mode. Nu vreau sandbox pentru că nu vreau să... Wow! Mamă, cât de multe chestii sunt, ok, o să selectăm 1. Time, 5 minute, points, 1500. Ce trebuie să fac în jocul ăsta? Deci măcar n-am... Wow, uite-te la mine, dude! Oh, shit, fii atent, mă pot băga în scaunelul ăsta și pot și eu să mă distrez? Mamă, cum arată! De asemenea, e fix în pădure. Salut! Vrei să vii să te dai cu mine în chestia asta? Păi, trebuie să vând bilete pentru așa ceva sau trebuie să mă distrez eu cu așa ceva? Poate pot să intru, dacă pot să intru aici, e clar. Ok, e clar. Toată lumea să se dea jos din mecanism, s-a detectat o defecțiune și toată lumea are acum boli incurabile. No, oamenii încă când... Oamenii încă vin, ok. Ia să vedem ce e asta. Right, Star Flyer, Basic Operation, Open the... What the fuck? Eu trebuie să mă ocup de toată chestia asta. Ok, foarte simplu. Stai, ce scrie acolo? Bă, nu văd. Stop, reset, load. Mamă, uite cât de mic e textul, nu se vede nimic. Ok, poate load? Am apăsat pe load. S-a deschis asta? Oh, nu s-a deschis. Ok, alt buton aparent lasă oamenii să intre. Ia să vedem care e. Stai așa, reset, increase speed, load, unload. Ce căcat! Cum las nou oameni, bă? Oh, cred că am sunat pe cineva. Ok, reset. Emergency, stop, reset. Oh, tu de unde ai venit, mă? Ce ai de gând să faci? Ai de gând să-mi strici toată chestia? Eu sunt șeful aici, eu decid dacă... Bă, nu mai fă vape, mă, nu mai... Ok, a verificat, pare totul să fie în regulă, oamenii vor să vină să intre. Ok, cum îi lăsăm să intre? Ia uite fraierii, frate, cum o colesc în loc să sară gardul și să ajungă aici direct. Uite-i, uite-i câta drumul trebuie să facă fraierii. Ok, avem o grămadă de oameni care... Mamă, dar ăștia arată foarte ciudate și măcar nu zici că sunt copii. O față foarte ciudată. Ok, aparent când au ajuns aici trebuie să apăsăm O, mă, ca să le deschidem poarta. Intrați, intrați, vă rog. Nu vă grăbiți, nu vă... Nu apăsa pe butonul ăla. Wow, ce? Unde te duci? De ce te duci tocmai aici? Oh, ok. Hai, toată lumea la locurile lor sau plecăm fără voi. Hai, mișcă, fă mai... Mamă. Uf, ce colanți ai, fă nebuno. Stai o secundă, nu vrei să ne dăm amândoi? Nu te pune cu copilul, nu te crăcăna lângă... Oh, nu mai contează, nu mai contează. Oh! Tu ești mult mai ok. Uite-te la fața ăstea. Bă, ce-i pățim? Fai de capul meu. Nici nu vreau să văd. Ok, asta e. Mamă, și asta e urâtă. Iar asta e... Uite-te la asta. Asta zici că e adultă, da? Dar e mult mai scundă și mai mititică. Asta n-are niciun sens. Uite, are și țâțe. E clar trecută de prima tinerețe. Iar ăsta zici că e emo. Oh my god, o față de aia urâtă din nou. Hai toată lumea îmbarcarea, că vă ia mama dracu. Dar ce fac butoanele astea? Ia să vedem. Lock, unlock, stop. Oh, ok. Open, restraints. Oh, am înțeles. Wait. Restraints locked. Wait. Oh, ok. Păi mai vrea să vină cineva, ia să vedem. Toată lumea e pusă, bun. Ce, bă, nu mai fă cu mâna. Gata, se închide. Stai așa. Se închide asta, stai. Așa, rămâi acolo, dracu, și să nu te prind când încerci să sari gardul, că te ia mama dracu. Bun, ia să vedem, hai să... Am putea să le dăm drumul fără astea. Și o să zboare cu toții, dar nu vrem să facem asta, ok. Hai să dăm pe locked, ok.
Ok, restraints. Restraint, ok, bun, ia să vedem. Acum ce trebuie să apăsăm? Trebuie să apăsăm pe... O, ridicăm, ridicăm, ok, se ridică, se ridică. Boss! Tu te mă, frate, eu n-aș avea încredere în lanțurile alea să mă țină cât mă învârt ăștia. Pot să mă urc și eu? Nu, nu mă pot urca acolo. Uite că urlă. Bă, stai o secundă, deci în meniu melodia era atât de tare, a trebuit să dau jocul ăsta pe 3% și acum nu se mai aude nici pe dracu. Acum e un pic mai. No, asta e prea mult. Prea mult! Prea mult! De unde știu că e prea mult? Am eu al 17-lea simț când vine vorba de așa ceva. Ok, bun, i-am ridicat sus. Acum ce trebuie să fac? Stai așa. Ce scrie acolo, mă? Increase speed, increase height, decrease height. Ok. Am apăsat pe rotation speed. Și te învârte! Bine, boss! Ah, ok, eu sunt manager profesional de... Foarte interesant. Guest service. Usually guests don't like to stay on the ride for more than 2 minutes. Mai multe level back as many as possible. Wow! Dar noi mai avem doar foarte puțin timp rămas. Cum vine chestia asta? Nu spune că m-am dus la challenge și o să dau fail. Hai să invertim mai tare. Stai. Increase speed, ia să vedem. Uite, vezi? Wait, curent? Uite, deci eu apăs. Foarte interesant. Și gen, crește, dar... Uite, crește în continuare. Eu n-am făcut nimic. Ok. Hai să-i mai ridicăm. Hai să-i mai ridicăm. Ia să vedem. Height e 4 din 10. Oh my fuck, uite-i pe fraieri. Hai să ridicăm și mai sus. Ok, suntem la 90% din viteza de rotație. Uite-i pe fraier cât de sus sunt. Mamă, doamne! Cine ar vrea să se dea în așa ceva, frate? Eu nu știu oameni buni, dar aparent fraierii ăștia vor. Ok, 2 minute. Hai să îi dăm jos și să le micșorăm și viteza, oameni buni. Haide. Target. Ok. Așa, oprește mai încet. Oprește, oprește. Wait. Dă-i jos de tot. Cademe, cred că tocmai am pierdut. 0 puncte. Fiera. Am încercat, oameni. Cademe. Bun. Hai că încercăm din nou. Haide totuși să selectăm nivelul cu... Wait, ce e asta? Unde mă lasă să selectez nivelul? Alo, play. Ok. Ăsta. Hai să jucăm sandbox mode, ok? Ca să ne distrăm fără nicio problemă. Play. Climate sunny. Da, de ce nu? Sunset. Nu, lasă sunny și dificultate normală. Bun, hai să ne jucăm pe sandbox. De ce? Pentru că nu vreau să fiu limitat de timp, frate. Vreau să vină oamenii, să ne distrăm cu toții împreună și eventual să facem niște experimente. Ce se întâmplă dacă dezactivăm lanțurile astea care îi țin cât timp ei sunt acolo și sus și se învârt? Oh, Doamne! Cred că o să fie oribil, oameni buni. Iar în afară de mașinăria asta pe care o avem aici, mai este încă una pe care o vom testa în episodul următor. Deci, dacă vă place acest episod, nu uitați că puteți să-mi lăsați un like și vom mai face încă unul cu altă mașinărie și ne vom distra și acolo. Hai, toată lumea să vină! Hai să apăsăm și O ca să intre din prim... O! 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 Alo! O! What the fuck? Nu funcționează. Alo? Oh. Ce-am făcut? What the fuck? Dă-te jos! Ce-am făcut? Bam. Oh. Oh, dar cred că am stricat jocul, oameni. Da. Oh, no. Cred că am stricat jocul. Haide, doamnă, intrați, stați acolo până dimineață, mâine, marș la loc și spunem că nu ești de aia foarte, foarte urâtă. A, nu, e de aia un pic mai drăguță, da. Bă, frate, nu, chestia m-a marcat pe viață. O, nu, uite-o, vine din nou! A, te rog, nu trece pe lângă mine! A, nu te pune lângă aia frumoasă! E atât de urâtă! What the fuck, e cu fața ei, dude! Ok, toată lumea să urce! Oh, nu, e încă una de aia. Mă întreb dacă eu pot să ies pe... Nu pot să ies pe aici, ok. Sunt prins pentru vecii aici. Pot să...
nu pot să ies nici pe aici. Ok, hai, toată lumea să-și ocupe locurile. Hai, mișcă-te mai repede, copilul. Îmi place că până aici mergi în cerci, după care o iei la goană. Aleargă dacă ai râie. Aleargă și tu dacă ai râie. Tu aleargă dacă ai scancer. Toată lumea aleargă, ok. Bun, haide, oare pot și eu să mă dau în ăsta, mă, oare gen... I mean, wow, pot să dau zoom? De ce aș vrea chestia asta? Nu știu. Hai mă, măi, hai mă! Uite asta cum e îmbrăcată. Fă, vrei să-ți vadă de jos sub fustă? Ok. Să știi că aici și apă pe sandbox. Dacă știam că e așa, aici veneam de prima dată, că am intrat acolo și la challenge. Bă, frate, și mi s-a dus timpul și n-am făcut nimic, știi? Și toată distracția pe care... Ok, toată lumea s-a ocupat toate locurile. Ok, închidem poarta. Bun, vom apăsa lock. Ok, restraints locked. Și acum putem să activăm ăsta ca să ridicăm, așa. Și să îi învârtim pe fraieri foarte, foarte rapid. Hai mă, mai durează mult până îi ridici până la... A, nu putem să îi învârtim și aici mai jos? No, că bănuiesc o să-i arunce în gardul ăsta și apoi o să moară cu toții și o să le vedem pe aici mațele și chestiile. Hai mă, ce urlați, bă! Nu mai urla. Am înțeles. El crește metodic, dar targetul scade din 10 în 10% cu butoanele astea două pe care le apeși. Ok. Ia să... îi ridicăm și sus și uite, vezi cum se ridică așa foarte, foarte rapid sus? Ok, aș vrea să le deschid asta. Pot? Oh. Asta e emergency stop. Chiar sunt foarte curios ce se întâmplă. Ia să vedem. De cât timp e ride-ul ăsta? De 50 de secunde. Sunt foarte curios ce se întâmplă dacă apăs pe emergency stop. Gen, e oprire de urgență, practic. Dar mă întreb, se oprește și îi dă jos foarte repede. Ce se întâmplă? Hei, ce-i tanti? Ce? Poți și o să fac așa? Ce? Nu? Să știi că nu ești specială. Crașii tăi oricum sunt nasoi. Iar fața e și mai nasoală. Bun, hai să-i mai coborâm. Hai să-i coborâm foarte, foarte rapid jos. Hai, te vezi? Și învârtim și coborâm. Mamă, tu te-ai da în așa ceva? Mă? Te-ai urca într-un astfel de mecanism știind că poți să mori în următoarele 3 secunde? Eu nu aș face... Oh, ce sunt astea aici? Eu nu aș face-o. Probabil ca să-și pună oamenii... eu sunt boss-ul aici, boss! Eu merg aici așa și... Dar de ce e acest ride într-o pădure? Bună întrebare. Eu sunt singurul care poate să meargă pe aici. Pentru voi nu e safe, dar pentru mine este. Ha, ha, ha. Ok, hai să... Le micșorăm viteza. Așa, ok. Și acum cum oprim asta, gen? Poate trebuie să apăsăm pe emergency stop? Coboară. Coboară-i jos de acolo. Sunt la nivelul 1 din 10. Cum îi dăm jos? Ah, uite așa, mă, am înțeles. Probabil, emergency stop-ul trebuie să-l pornești de fiecare dată. Nu contează că e emergency sau nu știi. Oh, trebuia să stau aici. Voiam să văd ce se întâmplă dacă... O, stai bărbat. Ok, așa e mult mai bine. Damn, son! Gata, hai, plecați! Măi, trebuie să-i deblochez. În loc. Hai, plecați! A, poate trebuie să le deschid și poarta. Afară! Coborâți, bă, nenorociților, bă! N-ați plătit să stați aici până îmbătrâniți? Loc? Unlock. Ok, le-am deblocat. Marșa... What? Alo? Nimeni nu vrea să coboare. Nimeni, absolut nimeni. Bă, voi sunteți stâmpiți. Bă, eu m-am chinuit să vă fac o experiență foarte șmecheră și voi nu vreți să mai coborâți. Coboară, mă! Bă! Poate trebuie să le deschid altă poartă. Poate... Nu? No? Păi, ei pe unde iesă? Pe aici? Nu pot. Ok, o să intru aici și o să apăs toate tastele posibile. Wait. Load door close. Wait.
Restraints locked. Ok. What the fuck? A apăsat pe M. Oh, poate trebuie să schimb... Wow, poate pot să schimb camera cu cineva în timp ce mașina merge. Știi ce? Ia să o activăm din nou, frate. O activăm din nou, da? Ok. Și apoi... Start. E locked. Ok, e locked. Acum poate putem să... Au stricat toată mașinăria, bă! Oh my god, what the fuck! Marș afară! Dintr-o dată au decis să plece. Marș! Unde au dispărut? What the fuck, unde au dispărut? Ok, nu contează. Hai să... Points minus 6600. Minunat. Hai, puteți să intrați. Alo? Trebuie să închid întâi ușa asta? Sau ce? Închide... Oh! Oh, hai că se închide, ok. Bun, acum mergem aici, o deschidem pe asta. Intrați, intrați, vă rog, intrați. Frate, vreau să mă pun aici așa cât timp se învârte. Vreau să văd cum se vede. Hai că mai facem chestia asta odată. Ok, astea sunt unlocked. Ok, ok, totul ar părea să fie extrem de foarte ok și bine. Așa, avem resetul ăsta. No new messages. Wind velocity, foarte interesant, da. Hai, tanti, mai repede și tu. Hai, mă, să se ocupe toate locurile astea mai repede, nu de altă, dar vreau și eu să văd cum e. Aparent trebuie să apeși pe mână, da, și te lasă să vezi din perspectiva unui fraier de ăsta, uite, cum ar fi fraier asta și fraierul ăsta. Uite, bă, la aici. Are, știi care e problema? Are corp de adolescentă și față de bătrână. Are față de o tipă de 40 de ani. Deci, mă, că asta nu e, asta de 80 de ani. Deci asta nu e bine, asta mă deranjează. De asta când am văzut prima dată, ce Dumnezeu, e ceva neînregulă. Știu, capul e de om de 40 de ani și corpul e de 16. E ciudat. Ok, gata. Ok, hai că închidem asta. Ok, acum închidem astea. Îi dăm loc. Ok, 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 acum activăm asta. Ok. Oh, shit, boy! O să fie minunat. Bun, hai să dăm puțină... Nu, știu ce facem, da? Dăm viteză maximă. Și ridicăm foarte sus. Așa, și acum apăsăm M. Așa. Uuuu! Uite-mă și pe mine, sunt o gagică. Sunt, de fapt, sunt lângă gagică. Wow! Holy fuck! Asta e super șmecher! Oh my god, asta e... Mamă, de ce n-am făcut asta de la început, oameni buni? Asta e genial! Oh my god, s-a urcat aproape până sus. Uite-i pe ăștia, frate, n-au nicio treabă, ei stau aici legați de niște lanțuri. Cum să faci așa ceva? Oh my god. Ok, hai să-i coborâm puțin, ia. Ia stai așa, hai să-i coborâm aproape de tot, știi? Nu. Nu viteza, să-i dăm jos, uite așa, ca să-i învârtim mai jos. Uite, acum coborâm. Oh shit, cum arată, zici că te duci în jos, frate. Uite-l pe ăsta, frate, e așa de plictisit, la fel și asta. Ăștia care urlă, tot timpul sunt alții. Ăștia doi sunt cei mai plictisitori oameni ever. Oh, uite și asta face. Wow! Oh, shit! Fuck! Frate, zici că... Mamă! Deci, zici că te lovești de chestia asta cum vii. Holy fuck! Ok, asta e genial. Dar, vom pune totuși capăt acestui minunat episod aici, oameni buni. Some guests are complaining about waiting time. Mă, tai grasă, băi, bulangiule! Nu te mai plânge! Data viitoare ce vom face? Vom încerca și celălalt tip de mașinărie care e pe jocul ăsta în acest moment și să sperăm că ne vom distra de minune. Am învățat cum se conduce prostia asta și de asemenea ne-am distrat ca niște fraieri în ea, dar într-un joc video. Ui! Și noi o să ne revedem data viitoare. Pa, pa!